Bine ați venit, dragi prieteni! Cred că asistăm în momentele următoare la unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale Brașovului din 2019. Trebuie să mă prezint. Eu, de data aceasta, sunt în calitate mai mult de editor. Mă numesc Adrian Munteanu. Am avut onoarea să scoatem la editura Arania această carte a lui Frederic Lenoir și să avem bucuria de a fi acceptat să fie prezent alături de noi la această lansare a cărții sale în România. Așa că, bienvenu, monsieur Frederic Lenoir, anomalie a Brașov. Nous sommes heureux de et honorés d'être ensemble. Sunt mai emoționat decât în mod obișnuit, deși am început de o vreme să colind prin lume, așa, și mă întâlnesc cu o mulțime de oameni. Dar nu deseori se poate întâmpla să ai alături personalități care depășesc dimensiunea unei țări și devin personalități cel puțin europene. Mi-aduc aminte că la un grup al nostru, Cai Verzi de pe Pereți, acum câțiva ani am avut ocazia să ne întâlnim aici cu una dintre marile poete ale lumii și ale Americii, prin intermediul doamnei Liliana Ursu, atunci când a venit Tess Gallagher. Sunt câțiva ani de când nu am avut întâlniri speciale cu scriitori francezi față în față și este de aceea un moment extrem de emoționant. Trebuie să vă spun că pentru a fi alături de el, chiar în scurtul popas pe care îl poate face aici în Brașov și în România, sunt deja niște persoane și personalități care reprezintă instituții cu profil de protecție a mediului și a animalelor, adică de ceea ce înseamnă armonia și sensibilitatea noastră a oamenilor, deseori uitată, dar iată că uneori se produc aceste uniuni, aceste apropieri care nasc puțin niște dezvoltări ale adâncului din noi. Sunt aici, spre exemplu, este aici prezentă președinta Fundației Brigitte Bardot. Sunt reprezentanții ai asociației BMT din Germania și ai asociației Love Under Dogs din Anglia. Alături de ei suntem noi, brașovenii, și cei care se apropie de un subiect atât de sensibil și de emoționant. Dați-mi voie să fac o introducere, o prefață oarecum neobișnuită în acest context. Având în vedere că preocuparea mea de căpetenie dincolo de editură este aceea de poet, iată că există o apropiere, aș spune, neașteptată de preocupările invitatului nostru, oaspetului nostru, și de ceea ce noi simțim mai profund și mai adevărat de noi. De aceea o să-mi dați voie să fac o introducere scurtă, dar artistică, citindu-vă, ceea ce rar mi se întâmplă, că de obicei fac recitarul, nu citesc din afară, un sonet dedicat unui prieten drag. Se numea Blitz. Și era câinele meu. Așa cum pe coperta cărții ce se va lansa astăzi,
cartea lui Frederic Lenoir, îl veți găsi pe autor alături de unul dintre câinii săi. Eu spuneam așa. Îl cheamă Blitz și îl trec în neuitare. De ani și ani străbatem lungi trasee pe unde a dat prin bozii de o idee și colțul ierbii înviorat răsare. A fost întâi năvalnică scânteie să prindă în zbor un flutur în mișcare. I-aș ridica din dor de el altare pe unde a fost în margini de alee. Despre acel ce mi-a păzit ființa nu ar ajunge să aștern un tom. Și-a pus pe el răstimpul scurs sentința, mai e acum o creangă, nu un pom, își stinge încet, nestrămutat putința, dar mă întreb, e câine sau e om? Aceste întrebări sunt înrădăcinate adânc în fiecare dintre noi. La aceste întrebări am încercat în cartea pe care o lansăm astăzi, scrisoare deschisă către prieteni, Frederic Lenoir. Și nu numai că a răspuns, dar are și soluții pentru a ne îmbunătăți prietenia și conviețuirea de ființe cu drepturi egale în această lume. Cred totuși că, înainte de toate, ar trebui, deși foarte mulți știu despre cine este vorba și îi cunosc palmaresul, impresionant, să facem un scurt profil al lui. Extrem de dificil, pentru că ți-ar trebui probabil o manifestare întreagă în care să vorbești numai despre ceea ce a scris până acum și despre diversitatea preocupărilor sale. De aceea am fost extrem de succint, dar am vrut să punctez ceea ce îl evidențiază în mod special pe oaspetele noștri. Frederic Lenoir s-a născut într-o zi de 3 iunie și nu zic anul, să întreb dacă se poate spune anul sau nu, anul nașterii. Că la femei de obicei nu mai spune treaba asta. Da. Bun. Anul nașterii este în Madagascar, în 1962. E tânăr. Autor a aproximativ 50 de cărți. Potrivit unui clasament, el este intelectualul francez care a vândut cele mai multe cărți în ultimii 5 ani. A publicat mai multe lucrări despre sociologie și istoria religiilor. De asemenea, face parte dintr-un grup de autori foarte importanți care s-au specializat în producția de cărți care se ocupă de fericire, de bunăstare, spiritualitate, un sector deosebit de promițător în lumea artei. De asemenea, este autorul unor romane traduse în 20 de limbi, cărți despre crize mondiale care necesită responsabilitate individuală și colectivă și eseuri care popularizează filozofia în rândul publicului larg. A scris cărți interviu, lucrări enciclopedice, povestiri, teatru și benzi desenate. Din 2015, el a contribuit activ la dezvoltarea de noi practici filozofice cu copii. De asemenea, a fost implicat în protecția mediului încă de la începutul anilor 90,
iar în 2017 a înființat asociația Împreună pentru Animale. În 1986 se alătură prestigioasei edituri pariziene Fayard ca regizor literar, o poziție pe care a părăsit-o în 91 pentru a se dedica scrisului și cercetării. Lenoir este cofondator al asociației Mediul Fără Frontiere. În eseurile sale, el denunță exploatarea naturii și a celor vii și cere o etică responsabilă bazată pe o viziune calitativă și non-cantitativă a lumii și a vieții. Militant pentru cauza animalelor, s-a alăturat în anul 2012 juriului premiului literar 30 de milioane de prieteni, asociații cu care a creat un comitet format din 24 de filozofi și oameni de știință care solicită modificarea codului civil care consideră animalele ca fiind bunuri mobile. Această acțiune a dus în cei în urmă la adoptarea amendamentului care conferă animalelor statutul de ființe simțitoare. În 2017 a creat asociația Împreună pentru Animale, care urmărește să reflecteze asupra relației dintre om și animal și să apere, în asociere cu alte asociații, cauze majore ale condiției animalului. Frédéric Lenoir a primit numeroase premii în Franța și în străinătate. Ele, dacă ar urma să le înșirăm, ne-ar lua o jumătate din întâlnirea noastră astăzi. Dar numai în România sunt deja numărate de noi vreo 6 cărți apărute. În primul rând, lucrarea de căutări interioare învață să te bucuri. Apoi lucrarea de istorie a filozofiei, Socrate, Iisus și Buddha, 3 modele de viață, apărută la editura Paralela 45. Și tot acolo, mic tratat de viață interioară. A apărut romanul Oracolul Lunei, la editura Rao, și tot acolo lucrarea Ancheta, o veritabilă anchetă asupra misterelor ce învăluie codul lui Da Vinci, împreună cu Marie-France Echegoyen. Și în sfârșit, ultima lucrare a lui Frédéric Lenoir, care apare în România și la care asistăm, la lansarea căreia asistăm acum, avem această bucurie specială, este scrisoare deschisă către animale. Și celor care îl iubesc, este un subtitlu al lor, al acestei cărți. Desigur, vă dați seama din start de vastitatea preocupărilor lui Frédéric Lenoir.